Salut, prieteni! Salut! Bine ați venit pe canalul nostru! Noi continuăm să fim în carantină, dar oricum am găsit ceva să vă arătăm. Noi cam cu o zi, da? Sau două, înainte de a fi această carantină, am reușit să facem niște cumpărături, foarte multe, iată le avem acolo, pe care nu vi le-am arătat și nici nu ne gândeam să vi le arătăm, dar acum, deoarece este carantină, nu prea avem unde ieși, am decis să facem un filmuleț și cu aceste cumpărături. Mai ales că unii dintre voi sunt foarte curioși să vadă ce cumpărături mai facem noi, da? Da! Și aceste cumpărături, îndeosebi, sunt pentru Betty și încă pentru un băiețel. Foarte drăguț vlogger, care are peste 2 milioane de abonați, da? Cred că vă dați seama despre cine este vorba. Este vorba despre Andrieș, verișorul lui Betty și al Laurei și nepoțelul meu, da? Și canalul lui se numește Andrei Andirăcica Info, da? Deci, aceste cumpărături sunt pentru Betty și pentru Andrieș. Noi am vrut să-i cumpărăm și lui Irăcica așa ceva și lui și Laurei, dar din păcate nu am găsit mărimile. Eu am încercat să intru în ele când am fost la magazin, dar n-am reușit și mi-am dat seama că n-are sens. Și dacă n-a încăput Laura, evident că nu încapă nici Irăcica. Da. Misiul terminau aici. Da. Și deci Laura a luat toate mărimile potrivite pentru Betty și toate mărimile potrivite pentru Andrieș. Și a doua zi chiar și ai fost la alt magazin și tot ai mai luat, ai mai găsit lui Andrieș încă ceva, ai mai găsit lui Betty, nu ai mai găsit. Cu toate că costumașii din astea, noi pe site am văzut mult mai multe, dar nu erau mărimile potrivite. Bine, dați să începem. Deci, Betty, hai scoate primul costumaș. Hai să-l vedem. Începem cu costumașele pentru Betty. Da. Uitați-vă ce avem noi aici! Un tigru! Am greșit! Leu, da, important că m-am gândit la leu, dar nu știu de ce am zis. Am zis tigru. Se mai întâmplă. Ia, hai să ne uităm. Eroare, da. Hai arată, așa să-i vedem bine fața, e foarte drăguță. Eu încă așa costume pufoase nu am găsit. Așa frumușele chiar. Da, ia întoarce-l. Are și codiță. Are și codiță. Și gheruțe. Și gheruțe are? Da. Wow! Ce de drăguț! Și codița se scoate, da? Doar că ea este nouă și este prinsă. Ca să nu cadă. Și jos ce are? Hai să vedem. E simplu. Noi nu am măsurat costumașul acesta lui Betty, adică ea nu l-a măsurat, iar dicte Betty și chiar așa pune-l să vedem dacă ți-i bun. Cred că ți-i bun, el încă are etichetă. Nu, pe ține-l de umeri. De umeri și pune-l pe umeri. Da. Da, e bun. E bun. Da, anul ăsta o să-ți fie bun. Cu siguranță, da. Dar după el cred că repede o să se uzeze din punctul ăsta de vedere. Da. Eu n-am încăput din el din cauza înălțimii. Uh-huh. Înălțimea este prea mică, ca așa în... Înălțimea e bună, că eu eram sigură că o să intru în el, dar mi se oprește din cauza înălțimii. Am înțeles. Betty i-ar dictat costumul ăsta, noi tot de acolo l-am luat, dar mai înainte, și el este mai mare. Eu atunci nu am găsit o mărime mică. Da. Dar să știți că dacă e mai mare, e ok, deoarece noi și lui Andreea și le-am luat un pic mai mari, dar nu e problemă dacă sunt mai mari, deoarece la picioare ele se opresc. Elastic. Și de-aia am riscat și am luat și lui Andrieș, deoarece nu e o problemă, da? Să fie mai mari. O să crească repede. O să crească repede. Să reușim noi să mergem acolo. Să mergem să-i le dăm. Până se termină carantină. Hai să vedem mai departe următorul costumaș. Ce este ăsta? Dinozaur! Este un dinozaur. Nu, ăsta este o... Nu, ăsta este o șopârlă, nu-i dinozaur. Nu, este o șopârlă. Ia îndreptați-i capul să vedem. Nu. Iată așa. Totuși este o șopârlă după mine. Dacă aveți altă părere, prieteni, îmi scriți. Ia întoarce-l și la spate. Betty arată că are niște colți. Nu știu, șopârla are așa colți pe spate. Îmi pare că n-are. Nu. Are. Știu. Dar poate e un șarpe?
Nu, da, ea va spune Pokemon. A, sau Pokemon, da, ceva mai deosebit. Nu, nu-i no, crocodil, no, ca ai și crocodil. E Pokemon ceva. Nu știu, nu știu, asta de frumos. Mie îmi pare că e ceva, o șopârlă sau un șarpe. Seamănă și ca un fel de... Dar are și dinți. Sau e Pokemon, mai degrabă e Pokemon. E Pokemon după ochi pare Pokemon. Nu știu, așa au Pokemon. Da, și dinți. Ia? Da. Dar cu... Și asta seamănă cu un personaj din desene animate, ăsta pare, da, Pokemon ceva. Bine. Hai să vedem mai departe, Betty, ce avem? O, le țin pe mine și așa călduțe. Scălduțe, să știți că sunt foarte calitative. O, aici ce avem? Aici ce avem? Aici avem un pompier. Pompier. Pompluș. Și ce mi-a plăcut mie la acest pompier, că totodată are în set, iată așa prins, ia mânuța, Betty, să se vadă. Pe pluș e telefon. Da, da, e telefon. E un telefon. Un telefon de pluș. Da, exact, de pluș, da. Dar nu-l trage tare, trebuie să-l tăiem, ca să, da, nu, exact, se rupă de aici, exact, iată aici e, da, prins. Și hello, e foarte drăguț. Arătați-l la spate cum e. Asta mai degrabă nu e telefon, dar e antenă din aer. E rație din aer. Antena care e un, aha, fel... Da, nu știu, da, 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 da. Și la glugă, pizza, adică... La glugă e simplu. Da, alo, da, da, și o pizza. Păi pompieri, da, simpli, serioși, nu? Am înțeles, nu au nimic și aici, da, au așa un semn. Fire rescue. Foarte frumos, Betty. Cred că tot ți-i bun. Da, 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 da. Sigur că ți-i bun și ăsta. Evident că, după cum am zis, o să-ți fie bun anul acesta și la anul deja cred că gata. Okay, dar, oricum, noi avem nevoie de astfel de costumașe pentru canalele lui Betty. Hai, Betty, mai departe. Oh, dacă avem... tot ziceam de crocodil. Dacă tot ziceam de crocodil. Sau doamna crocodil. Ce ea s-o copilaș? Dar seamănă o doamnă. Păi seamănă doamnă. Da, da, păi are așa parcare eyeliner. Ia stai să ne uităm. Da. Parcare eyeliner verde. Eyeliner de crocodil. Da, 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 foarte drăguț. Și aici are mult pluș la gură. Da, foarte mult. Cred că ia, dacă are ca o cărnuță. Are ca o cărnuță, da? Da, da, da. Super, i-a arătat-o. Asta ce e? Tot și e crocodil. Da, hai. Crocodile au așa, știi, când ies din apă și așa ies. Și așteaptă păsările în gură. Da. Da, da, și la spate arătați. Fix așa. Oh, are o codiță. Da, dar ăsta are zimții mai mari decât șopârlica sau ce-o fie aia. Sau semnul întrebării. Da, Pokemon. Am înțeles, da, acela totuși era Pokemon după mine. Și văd că asta, la, toate la mânici simple, dar asta chiar nu era simplu. Leul, da. Leul și are și blană și... Și gheruțe. Și gheruțe, foarte drăguț. Ăsta lui Betty, care l-are ea acum, are și aripi. Și are și din ăsta, unicorn. Da, e am și mai complex. Dar codița am scos-o, că tot e detașabilă, da, adică se scoate. Eu, codița, eu scot lui Betty, deoarece e mai ușor să te așez. Mergi, mergi când găsești o coadă prin casă, adică... Da, da, da. Dar... Când aprileaște ca șopârla aceea când îi se rupe coada. Mai avem și încă un crocodil, dacă țineți minte sau nu, ăla e dinozaur. La ăla nu se scoate coada și chiar e destul de... Și eu, psica aia. Psica aia și la psica mea tot nu. Psica din... Alice. Din Alice in Wonderland. Wonderland, da, da, am înțeles. Și la mine parcă nu se scoate. Nu se scoate și se să știți că e destul de greu. Da. E destul de greu când nu se scoate coada. Aici avem deja un tigru. Da. Și îmi place foarte, foarte mult fața la acest tigru. Da, da, chiar seamănă. Eu am pus și o poză pe Instagram cu acest costumaș tigru lui Betty și anume am pus așa să se vadă anume fața. E foarte frumos. Și printul e foarte frumos. Printul e extraordinar și din toate acestea, să știți că lui Betty cel mai tare i-a plăcut acesta, da, Betty? Acesta. Acesta ți-a plăcut cel mai mult? Da. Da? Și mie, sincer să zic, acesta îmi place foarte tare, tot dar îmi place și leul. Da, mie leul îmi place mult. Da, și mie leul. Dar leul era doar unul. Da, da, exact. Da, nu știu, mărimea, da, mi se pare că da. Și am, da, făcut în două magazine. Eu nu, da, mai țin minte clar, dar știu că am luat tot ce am găsit. Tot ce a găsit, da, Laura. De mărimile noastre. Da. Și deoarece lui Betty a plăcut foarte, foarte tare acest tigru, noi am mai luat încă un tigru. Hai, arată-l, Betty. Identic, e un tigru identic, de aceeași mărime,
pe acesta Betty deja l-a purtat, da? Da. Și chiar s-a simțit destul de bine în el. Foarte comod și foarte călduros. Da. Noi acest tigru o să-l ținem mai mult pentru filmat, da? Dar ăla o să fie pentru purtat. Și restul tot o să le poarte Betty, dar am zis să luăm două ca ea să nu se limiteze, să-l poarte absolut când dorește ea. Da, Betty? Da. Ești mulțumită de cumpărături? Mhm. Foarte frumoase. Și acum hai să arătăm ce am luat și lui Andrieș, da? Haideți. Și lui Andrieș, prieteni, noi i-am luat, iată, aceste costumașe. Adică Laura i le-a găsit doar pe acestea. Noi tare am vrut să-i cumpărăm și altele, adică din care i le-a găsit lui Betty, dar din păcate nu erau mărimile. Și așa, în prima zi tu le-ai găsit doar pe astea trei. Da. Și când te-ai dus a doua zi, deja l-ai găsit și pe acesta în centru, da, la Unirii. Dar pe astea tu le-ai luat două zile, da. De la AFI, îmi pare că, da? De la AFI. Deci, acesta a fost norocul. Betty, din fericire pentru ea, s-a făcut cu unul mai mult. Îmi pare că Andrieș le are pe toate în afară de leu. Leu nu era de mărimea lui Andrieș, dar să știți că acolo erau mult mai multe costumașe. Era și Mario, era și polițist, erau și omul pe Iangen, dar din păcate nu erau mărimile potrivite pentru Andrieș și pentru Betty. Oricum și al lui Betty era ultima vârstă posibilă, adică da. Nu existau mai mari, nu că nu mai erau deloc, dar nu erau... Dar chiar și nu mai erau mărimea ei, da. Și pentru Andrieș, respectiv, erau mari, adică chiar nu puteam să luăm. Asta e, ce am găsit, aia a fost. Evident că noi o să mai căutăm, dacă o să mai găsim mărimi potrivite, neapărat o să le mai luăm, da? Da. Deci, prieteni, acesta a fost videoclipul nostru cu cumpărăturile. Dacă vă plac videoclipuri cu cumpărături, dați-ne like la acest videoclip și noi o să vă mai arătăm ce cumpărături facem. Pa, pa! Pa, pa!